problemă, mă rog, mai degrabă un exercițiu. Să zicem că aveți în mână 574.000 de lei. E, să zicem, repet. E, cum aproximați voi această sumă? Cum spuneți? Am aproape 600.000? 500 și ceva de mii de lei? Peste jumătate de milion? Vă întreb că, uite, niște contabili de la o primărie au stabilit că 574.000 de lei înseamnă cam 0 lei. Mă rog, 0, 0 și ceva pe acolo. Sau preferați în euro? Vă e mai ușor în euro? Ok, păi să vedem. 0 lei înseamnă, înseamnă exact, da, exact, 0 euro, na. La 3 ani după ce Curtea de Conturi a descoperit nereguli la contractele încheiate de primăria din Lugoș cu firmele de iluminat public, autoritățile locale nu au recuperat niciun ban din pagubă. Valoarea estimată de inspectori era de aproape 600.000 de lei. Așa că reprezentanții curții i-au cerut primăriei să își calculeze singură prejudiciul. Funcționarii au ajuns la concluzia că valoarea pagubei este zero. Ok, poate că ar trebui să explic mai pe larg despre ce e vorba. Primăria a încheiat contracte cu două firme pentru iluminatul public. Problema e că nu s-a prevăzut nicio garanție, astfel că reparațiile și întreținerea s-au făcut pe banii primăriei, nu pe banii firmelor contractante, cum se procedează de obicei. Primăria a plătit 570.000 de lei pe întreținere, iar Curtea de Conturi a decis că ăsta este un prejudiciu. Primăria a calculat de două ori și spune că nu e, domne, niciun prejudiciu. E simplu. Curtea de apel a dat dreptate Curții de Conturi, dar tot degeaba. Așa că acum au intervenit și procurorii de la DNA. Procurorii DNA au ridicat mai multe documente de la primăria Lugoj legate de mai multe investiții făcute în perioada 2010-2014, iar o anchetă este în plină desfășurare. A, stați, domne, stați că nu e bine. Nu e bine că procurorii, în loc să simplifice calculele, le complică. Ăștia și cu judecătorii. Păi da, că toată lumea vorbește în lei sau în euro. E, vin procurorii, când vin, se apucă să calculeze în ani. An cu suspendare, an cu executare, bă, nu mai înțelegi nimic. Mai bine nu te încurci cu ei.